Sindicaliștii Cartel Alfa iau atitudine în problema apei calde și căldurii. Pentru că mulți gălățeni fără datorii se află în situația disperată de a nu beneficia de agent termic, membrii Cartel Alfa le cer parlamentarilor gălățeni să ia măsuri în așa fel încât bun platnicii să nu mai sufere. Noi am fost cei care am făcut audiere publică încă de din toamna anului trecut să rezolvăm această problemă a căldurii. Nu s-a întâmplat nimic, factorii de decizie nici nu ne-au băgat în seamă, nici nu au participat. Am ajuns într-o situație în care nu mai putem garanta pentru ziua de mâine. Sperăm totuși că ne vor asculta și pe noi și se vor îndrepta lucrurile. Sindicaliștii consideră că o întâlnire cu parlamentarii pe această temă ar fi de bun augur, mai ales că la dezbaterea din 31 octombrie cu specialiștii din mediul academic, autoritățile direct responsabile nu au participat. În cazul în care parlamentarii nu vor lua atitudine față de această problemă, membrii Cartel Alfa vor continua protestele și în următoarea perioadă.